La cernăuții în weekend, ca de obicei, a avut loc vecea populară. De data aceasta, în dezbaterile publice, a fost abordată problema separatismului în estul țării și în acțiunea autorităților, numirile îndoielnice de cadre și apariția trădătorilor, de asemenea problemele pieței Kalinovski. Aproximativ 100 de bucovineni s-au adunat în piața centrală și au vorbit despre situația politică complicată din estul Ucrainei. Oamenii sunt indignați de comportamentul separatiștilor, care agită și destabilizează situația în regiune, precum și inacțiunile și tăcerea puterii centrale. Suntem în stare de război, ne aflăm în această stare pentru că unii vor să rupă țara noastră în bucăți. Sarcina principală a separatiștilor, destabilizarea. De ce le oferim timp invadatorilor? Astăzi, orice minut trebuie prețuit. Trebuie să acționăm, să ne adresăm lui Turcinov cu solicitarea de a acționa în orice mod. Potrivit organizatorilor adunării, noua putere nu trebuie să permită repetarea scenariului din Crimea și să nu îngăduie să nu permită separatiștilor și acelor veniți din afară să împartă Ucraina în bucăți. Când invadatorul iarăși este cu un picior pe pământul nostru, cel mai important este să ne unim și moral, spiritual să fim în măsură de a proteja pământul nostru, pentru ca nici într-un caz să nu simtă dușmanul slăbiciunea națiunii noastre. De asemenea, cei prezenți au decis să se adreseze unuia dintre candidații la funcția de președinte al Ucrainei, în ceea ce privește numirea în funcție de conducere a persoanelor scandaloase la biroul său de campanie din Bucovina, printre ei și unul dintre foștii șefi ai administrației regionale de stat Cernăuți. Se vor majora tarifele pentru călătoriile cu transportul suburban și interurban. Deocamdată, oficial n-au crescut prețurile la acest transport, și ci că ele vor fi majorate peste 2 săptămâni cu 20%. Dar nu e chiar așa. În unele raioane ele deja au fost majorate. Ultima creștere a tarifelor în regiunea noastră a avut loc la 1 martie 2013, atunci când un litru de motorină costa 9 grivne. Actualmente, prețul combustibilului ajunge la 14,5-15 grivne, astfel majorare constituie 61%. Șoferii autobuzelor suburbane se plâng că lucrează fără profit, ba chiar cu pierdere. Noi suntem în impas. Eu sunt proprietarul acestei mașini. Suntem blocați. Nu știm la ce să sperăm în viitor. Circulăm pe zero. Așteptăm de la o zi la alta să crească prețurile la bilete, dar când se va întâmpla aceasta, nimeni nu poate spune. I-am întrebat pe oameni care circulă cu autobuzele suburbane și interurbane ce schimbări la tarife a observat de când s-a scumpit motorina. Iată ce ne-au răspuns. Odată ce a crescut prețul la benzină, evident că s-a mărit și costul biletului. Însă pensia, din păcate, nu ne-o majorează nimeni. A crescut. Nu este convenabil să circule acum cu transportul public. Salariul este același, iar pentru bilet trebuie să plătim mai scump. Andrei Pavliuc, directorul interimar al Departamentului pentru Infrastructură Cernăuți din cadrul Administrației Regionale de Stat, spune că transportatorii nu au dreptul să mărească prețul la biletele de călătorie, dar există din aceia care au majorat prețul pentru un bilet până la limita admisă, și acum acțiunile lor sunt în totalitate legale. Însă există și cazuri de abuz. Cu toate acestea, tarifele la biletele cu transportul suburban și interurban vor crește, spune funcționarul. Законодавство нам дозволяє, скажімо так, після 10% піднімати тариф. Legislația ne permite să mărim tarifele cu 10%, dar situația este deja la limita rentabilității transportatorilor, fiindcă 100% din șoferi care deservesc distanțele interurbane fac parte din sectorul privat. Nu există nicio întreprindere de stat și, prin urmare, dacă nu există nicio rentabilitate, ei pur și simplu nu mai circulă. Actualmente, nivelul plăților este necesar să fie majorat cu 50%. În Bucovina, mai mult de 60% din populație circulă anume cu transport. Transportul public pe itinerarele suburbane și interurbane. De aceea, șeful Administrației Regionale de Stat a luat decizia să fie efectuată majorarea tarifelor în două etape. Primul pas constă în majorarea prețului cu 20%. Documentele corespunzătoare sunt transmise la Comitetul de Stat al Ucrainei pentru a obține aprobare și imediat după aceea vor fi aplicate noile tarife. Orientativ, aceasta se va întâmpla peste 2 săptămâni. A doua etapă de scumpire va avea loc mai târziu. În
Ucraina, evaluarea externă independentă va avea loc. Aceasta au afirmat angajații Departamentului de Educație și Științe, Tineret și Sport din regiune, din cadrul Administrației Regionale de Stat Cernăuți. În detrimentul situației politice tensionate din țară și dificultăților financiare care au apărut în faza pregătitoare pentru evaluarea externă independentă, în prezent, potrivit experților, toate problemele sunt soluționate. La Cernăuți a avut loc o consfătuire cu șefii secțiilor raionale de învățământ și directorii școlilor din regiune, dedicat sfârșitului anului de învățământ în școli, desfășurării atestărilor finale, organizării campaniei de întremare a sănătății elevilor și desfășurării evaluării externe independente în regiune. Lyubov Tarangul ne-a comunicat că locațiile pentru desfășurarea evaluării externe independente în acest an nu se vor schimba. Sunt aceleași centre care au fost în anul trecut. Vor fi 12 asemenea centre, toate bine dotate și certificate. Vor fi verificate toate încă o dată. Până acum au avut loc tot felul de ședințe privind organizarea evaluării externe independente. Suntem în așteptare pentru o întâlnire cu reprezentanții Centrului de Evaluare a Cunoștințelor din Ivano-Frankivsk, deoarece vreau să confirm că în regiunea Cernăuți suntem pe deplin pregătiți pentru evaluarea externă independentă. Împreună cu bucovinenii vor susține evaluarea externă independentă și copiii din familiile de imigranți din alte regiuni ale țării noastre, care din cauza evenimentelor politice din țară au dorit să se mute cu traiul în regiunea Cernăuți. Împreună cu elevii din clasa 11 vor susține evaluarea externă independentă și acest elev, imigrant din Simferopol, care în prezent locuiește în raionul Herța. Lyubov Echimenko ne-a comunicat că sunt elevi de clasa 11 care s-au reînregistrat, menționând că locul lor de trai actual este regiunea Cernăuți. Bună oară, ei vor fi absolvenți cu drepturi depline și vor participa la testare. Recent, directorul Centrului Ucrainean pentru Evaluarea Calității Învățământului a declarat că desfășurarea evaluării externe independente în Ucraina se află sub amenințare. Într-adevăr, la acel moment nu ajungeau fonduri pentru a tipări și furniza materiale, dar acum această problemă este soluționată, ne încredințează lucrătorii din sfera educației. La această consfătuire s-a raportat că în regiunea Cernăuți, în anul curent, vor fi 6.292 de absolvenți ai școlilor medii și 9.316 elevi care vor absolvi clasa a 9-a. Anul școlar 2013-2014 se va încheia pentru elevii claselor 1-a a 11-a la 30 mai. În timpul atestării finalei de stat în clasele a 11-a nu se vor ține orele. Sărbătoarea ultimului sunet în școli va avea loc pe data de 30 mai, cu începutul la ora 8:30. Atestarea finală de stat va avea loc în toate clasele de absolvenți. Școala primară în clasele a 4-a în perioada 13-22 mai, școlile de treapta a 2-a în clasele a 9-a în zilele de 2-16 iunie, iar absolvenții din clasele a 11-a vor susține atestările în perioada 23-29 mai. Atestarea finală de stat la limba ucraineană pentru absolvenții de clasa a 9-a va avea loc pe data de 13 iunie, pentru cei din clasele a 11-a la 23 mai. Fostul guvernator al Bucovinii, Mihailo Papiev, a fost chemat la Procuratura Regională pentru a depune mărturie în calitate de martor, în cazul din anul 2012. Vă amintim, potrivit materialelor de pe rețeaua socială postate de organizația Opora, de procuratură a fost intentat un dosar penal. Conform dosarului de caz, fiind în postul de șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți, în timpul vizitelor sale de lucru în raioanele regiunii, Mihailo Papiev desfășura campania electorală pentru candidații în deputații ai poporului din partea Partidului Regiunilor, Ghenadie Fidoreac și Artem Semeniuc, care este și nepotul lui Papiev. Dovezile video privind aceste acțiuni ale funcționarului au fost postate în rețeaua de socializare de membrii grupului Opora și prezentate la procuratură. Cu anchetatorii de la Procuratura Generală, fostul șef al Administrației Regionale de Stat a vorbit mai mult de 2 ore, apoi câteva minute a acordat jurnaliștilor. Mihailo Papiev și-a exprimat propria poziție în legătură cu procedura penală. Стосується подій 2012 року, півтора року. În ceea ce privește evenimentele din anul 2012, a trecut un an și jumătate. Abia acum și-au adus aminte și a început procesul. Cred că este o simplă persecuție politică și sper că voi reuși să demonstrez poziția și nevinovăția mea. Faptul că am lucrat întotdeauna în area legală. Până în prezent nu am fost înștiințat despre alte cazuri. Cred că încă vor apărea. Doar înțelegeți că sunt motive politice. Nu există niciun temei legal. A
altfel cum poate fi vorba despre acțiunile pentru care răspunderea poate fi impusă în conformitate cu codul de procedură administrativă, atunci când toate termenele procesului cu privire la evenimentele de acum un an și jumătate au expirat. Cum au putut începe o urmărire penală, ghidându-se doar de mesajele de pe internet? Din anumite motive, atunci când pe internet s-a postat că a fost luată cu asalt casa și familia mea, de asemenea și întreprinderea, fondatorul care este soția mea, nu știu de ce, nu au început procese penale cu privire la comiterea acțiunilor criminale, iar acum s-au legat de evenimentele ce au avut loc în urmă cu un an și jumătate și care, în opinia mea, nu mai sunt valabile pentru locuitorii din Ucraina. În momentul de față avem alte probleme, mai dificile. Nu trebuie să ne uităm la ce a fost, ci la ce va fi și cum să apărăm țara noastră. Vladimir Kulish și fracțiunea Ucraina Noastră în Consiliul Regional nu au cooperat cu regionalii. Kulish nu a sprijinit în mod public candidații în deputați din Partidul Regiunilor. Despre aceasta, noul șef al biroului electoral al lui Petro Poroșenko a declarat reporterilor la o conferință de presă. Vladimir Kulish a declarat de asemenea că este dispus să fie supus lustrației. Are o atitudine pozitivă față de inițiativa lustrației și legalizarea acestei proceduri. Potrivit spuselor politicianului, atât autoritățile cât și opoziția ar trebui să fie deschise față de oameni. Desfășurarea lustrației mi se pare un lucru bun și necesar. Sunt gata să fiu supus acestei proceduri în modul determinat de lege. De asemenea, Kulish a negat acuzațiile privind colaborarea fracțiunii și a lui personală cu reprezentanții guvernului anterior și cu odioșii regionali. Probabil nu ați auzit declarațiile mele publice sau de la mine personal. În al doilea rând, aș dori să vă comunic că nu odată pur și simplu s-au folosit de numele meu. Eu nu am sprijinit candidații în deputații ai poporului în ce privește cooperarea cu Partidul Regiunilor. Nu am avut nicio colaborare cu această fracțiune. Nu au fost nici declarații comune. Adepții lui Poroșenko sunt îngrijorați de situația din estul țării. După părerea lui Vladimir Kulish, în prezent, forțele democratice au doar o singură sarcină importantă. Să preîntâmpine ocupația părții continentale a Ucrainei și într-un mod diplomatic sau altfel să recupereze Crimeea. Deputatul poporului Oksana Prodan a declarat despre ambițiile sale privind candidarea la postul de primar al orașului și sprijină ideea de lustrație a conducerii. De asemenea, la briefing, politicianul a subliniat importanța alegerilor prezidențiale și a negat zvonurile despre conflictul său cu organizația locală a Partidului UDAR. Membra Partidului UDAR a negat zvonurile despre conflictul în cadrul organizației de partid. Potrivit spuselor Oksanei Prodan, ea nu se implică în activitatea organizației Partidului UDAR. Comentând la întrebările jurnaliștilor referitoare la declarațiile de la 13 aprilie ale membrilor organizației de partid și anume acuzațiile de intervenție în activitatea organizației, deputatul le-a numit publicitate gratuită din partea colegilor de partid. U mine conflictov net. Eu nu am conflicte. Dacă cineva și are conflicte, atunci este problema lor. Eu nu am intrat în niciun conflict. Politicianul susține ideea de ilustrație și restructurarea puterii. În special, Oksana Prodan este convinsă că chiar în anul curent, după alegerea președintelui, vor avea loc alegerile parlamentare anticipate în Rada Supremă, iar mai târziu în toate consiliile locale. Faptul că în prezent în Consiliul Orășenesc Cernăuți toate posturile principale sunt ocupate de fuștii regionale este inadmisibil. Locuitorii orașului trebuie să insiste să schimbe această situație. Nu a hotărât Oksana Prodan dacă va înainta candidatura pentru postul de primar. Cu toate acestea și-a declarat deja ambițiile. Ce ea pidu v mere? În principiu, ea hotovă ți-a răbâte. Voi înainta sau nu candidatura pentru funcția de primar? Practic sunt gata să fac acest lucru. Va fi decizia partidului. Evident, partidul UDAR va hotărâ cine va participa și care va fi decizia, aceea o vom respecta. Vă aducem la cunoștință că conferința de presă susținută de Oksana Prodan nu s-a desfășurat la biroul organizației regionale a partidului UDAR, ci într-o încăpere de pe strada Zancovețca, care potrivit deputatului i-a fost oferită de prieteni.
La Cernăuți a avut loc briefingul tradițional de informare a conducerii Direcției de Interne. De data aceasta s-a vorbit despre două evenimente de rezonanță care au avut loc în raionul Hotin. Despre tragedia din raionul Hotin vorbește întregul ținut. Totul a început de la un lot mic de pământ, din cauza căruia s-au certat două vecine. La miliție s-a spus că între cele două grădini era hotar acoperit cu iarbă. Aici sătenii pășteau vitele, iar când unul dintre vecini a cosit iarba, ceilalți au fost nemulțumiți. Bună oară, conflictul între vecini a apărut pentru că unul din ei nu a cosit iarba în locul restabilit. În timpul disputelor, probabil, din cauza neglijenței, una dintre femei a suferit o vătămare corporală în șolduri. Din cauza pierderii mari de sânge, ea a murit pe loc. În prezență desfășoară ancheta, la miliție ne-au informat că este vorba de omor din culpă. Întrucât femeia care a decedat era surdomută, atunci când se certa cu vecina, în loc de cuvinte flutura cu un băț. Cealaltă femeie a început să se apere cu coasa, deoarece credea că vecina vrea să o lovească și a rănit-o la nivelul coapsei. Nu au fost mai multe lovituri. La miliție au intentat un dosar penal. Un alt dosar a fost deschis împotriva unui locuitor din satul Colingăuți, din același raion. Este vorba de un localnic în vârstă de 42 de ani, care de dimineață a venit la magazin în stare de ebrietate. A vrut să mai ia pe datorie băuturi spiritoase, dar vânzătorii au refuzat. Atunci el, revoltându-se, a sunat la miliție și a spus că la magazinul respectiv se vinde țuică de casă. Apoi a decis să se distreze și a raportat că în magazin se află 1,5 kg de substanțe explozibile. Prin urmare, va avea loc o explozie. Într-o oră, miliția l-a găsit pe infractorul Grumeț. Pentru gluma telefonică, poate fi privat de libertate de la 2 până la 5 ani. Cetățenii binefăcători continuă să sprijine forțele armate ale Ucrainei. Datorită ajutorului financiar din partea unei corporații agricole, unitatea militară din Cernăuți va achiziționa veste anti-glonț și alte echipamente necesare. Bucovinenii continuă să sprijine forțele armate atât financiar cât și moral, a declarat comisarul militar regional Vitali Ciurae. Grație contribuțiilor caritabile și ajutorului oamenilor, armata continuă să fie completată cu personal și să amelioreze starea forțelor militare, a specificat comisarul. Toate aceste fonduri le distribuim în funcție de necesități și sarcinilor puse în seama utilităților militare. În primul rând, am început cu repararea vehiculelor, de asemenea este prioritar asigurarea condițiilor de viață a militarilor. Și-a adus aportul la sprijinirea armatei și corporația agricolă, care a donat pentru necesitățile armatei în jur de 180.000 de grivne. Din aceste fonduri va fi completată cu echipament militar unitatea de asalt aerian. Ne-au ajutat cu saltele mobile, saci de dormit, au cumpărat veste antiglonț, care sunt destul de scumpe, dar strict necesare. În Cernăuți continuă să apară gunoiști spontane. Locuitorii de pe strada Alexandrii se plâng de faptul că în apropierea caselor lor, unii localnici au creat un depozit de deșeuri, care de la zi la zi crește tot mai mult și își extinde teritoriul. De-a lungul anilor s-au acumulat mormane de plastic, deșeuri casnice și alte resturi, iar unii localnici s-au obișnuit chiar să arunce gunoiul aici. Prin urmare, locuitorii indignați de ce se întâmplă sub casele lor au fost nevoiți să se adreseze unui jurist pentru a soluționa problema cu vecinii inconștienți. În urmă cu câteva săptămâni la mine s-au adresat localnicii cu rugămintea de a cerceta cazul depozitului spontan de deșeuri. Cu această gunoiște neautorizată se încalcă regulile de amenajare a orașului, precum și legislația de ocrotire a mediului. Vă reamintim că persoanele care încalcă legislația actuală privind regulile de amenajare a localității vor plăti o amendă de până la 200 de salarii minime neimpozate sau li se va interzice să ocupe funcții de conducere timp de 3 ani. Persoanele care au terenul în apropierea depozitului de deșeuri și cu care am reușit să vorbim spun că în zona respectivă nu există niciun container, de aceea oamenii aruncă gunoiul direct în râpă. Pur și simplu trebuie adus un trailer pentru a încărca gunoiul. Depozitul s-a format din cauza faptului că oamenii nu au unde să arunce deșeurile. Noi, de exemplu, cu mașina ducem pungile cu gunoi la depozitele sancționate. Dar ce să facă cei care nu au mașini? Vin oamenii mai în vârstă și aruncă aici.
Eu personal nu arunc, fiindcă nu am ce să arunc. Au fost afișate pe copaci anunțuri cu rugămintea de a nu arunca gunoiul. Fiecare poate lua punga cu resturi, aducându-o la container. Dar desigur nu e bine să facem așa. Oamenii sunt inconștienți de ce fac. Președintele Consiliului Raional Sadagura a declarat că din luna noiembrie a anului trecut la Consiliul Raional nu s-au alocat fonduri pentru combustibil, ne mai vorbim de mănuși, saci de gunoi și alte ustensile necesare pentru curățarea teritoriului. Mai mult decât atât, în Sadagura, iar aceasta sunt 10.000 de hectare de teren, lucrează 20 de oameni în serviciul de curățare și amenajare. În Sadagura se desfășoară lucrările de curățire a teritoriului. Se scoate gunoiul, dar nimeni și niciodată nu pune întrebarea. Pe ce cont se face aceasta? Toată lumea crede că este un lucru subînțeles. Nu e așa. Inclusiv noi am fost pe strada Alexandrii. Am pus acolo lut pentru a acoperi unele suprafețe. Însă mai avem de lucru. De asemenea și domnul Burega a specificat că depozitul de deșeuri l-au creat oamenii și îndeamnă să fie conștienți. Doar nu conducerea sau oamenii care au grijă de containere aruncă gunoiul acolo. Desigur că aruncă persoanele care locuiesc în preajmă. Acolo nu sunt nici containere, nici nu se scoate în mod organizat gunoiul. Iar aceasta în primul rând ține de autoritatea conducătorilor societății horticole. Pentru lucrările de acest gen nu se prevăd fonduri. Dacă facem lucrul dat, atunci în primul rând autoritățile îi sprijină pe oameni. Noi creăm condiții. Suntem dispuși să ajutăm cu ustensilele necesare, dar vrem să vedem și locatarii acolo, ci vom lucra împreună cu ei. La Consulatul General al României la Cernăuți, pe data de 16 aprilie, în miercurea săptămânii patimilor, a fost organizată o acțiune culturală dedicată Sfintelor Sărbători Pascale, la care au fost invitați reprezentanții asociațiilor culturale din Ținut, oameni de artă, activiști ai vieții culturale a comunității românești din regiune. Pentru evaluare în cadrul acestui eveniment, excelența sa, Consulul General al României la Cernăuți, doamna Eleonora Moldovan, a invitat pe protoierul protopop de Hliboca Ion Gorda, cu un recital de pricesne. Pentru vernisarea expoziției obiecte cu simbolistică pascală din Opreșeni a fost invitat profesorul Nicolae Budnariuc. De asemenea, o frumoasă colecție de ouă încondeiate, diverse cruciulițe și obiecte de cult, dar și de uz casnic, costume populare românești și ucrainene, ce țin de datele pregătirii creștinilor din nordul Bucovinei de Duminica Învierii cu tema Tradiții și obiceiuri de Paște în Bucovina, a fost prezentată de angajații Muzeului Regional de Arhitectură Populară din Cernăuți, în frunte cu directorul acestuia, coleg Cuciurean, și încă o expoziție de ouă, de data aceasta pictate sub genericul Bucovina te iubesc, a fost vernisată și prezentată de meșterul popular Vasile Lihovolea. Ideea aparține Consulatului General. Noi avem o serie de activități planificate pentru anul în curs și, evident, toate aceste manifestări au la bază câteva aspecte ce țin de tradițiile noastre, de obiceiurile specifice regiunii Cernăuți, României și Ucrainei. Sunt câteva inițiative ale noastre pe care le vom promova, pe care le vom dezvolta și credem că vor fi proiecte interesante, importante, chiar bilaterale, pe care le vom implementa aici la nivel regional. Iar obiectivul principal este cel care a și fost subliniat astăzi în timpul evenimentului manifestărilor. Cultura, tradiția, este patrimoniul nostru cultural și spiritual, care ne poate ține bine, cinstit, corect și în continuare, și doar prin intermediul acestor tradiții și instrumente pe care le-am moștenit de la părinții noștri, putem să avem o viață frumoasă, luminată, cu credință, cu idei bune, cu promovarea și stimularea acelor fapte care țin de pragmatism, de elemente comune, constructive, pragmatice în viața noastră.
Muzeograful Valentina Bordian, cu mare pasiune, a povestit despre obiectele vernisate și a mulțumit consulului general pentru atenția sporită din partea misiunii consulare române de la Cernăuți în vederea valorificării patrimoniului cultural comun al bucovinenilor. Subtilizând colaborarea pozitivă din ultimii ani cu România, în plan istorico-cultural, angajații muzeului au recunoscut sincer că e o țară de invidiat în privința atenției și susținerii patrimoniului cultural. În atmosfera caldă și dispunătoare a evenimentului, un moment deosebit a fost vernisarea expoziției obiecte cu simbolistică pascală din Oprișeni, la care și-a adus aportul directorul școlii și al muzeului Maximilian Hackmann din satul Oprișeni, raionul Cliboca, istoricul Nicolae Vodnariuc. El a mărturisit prezenților și despre ideea înființării acestui muzeu al satului. Printr-o excursie imaginară, acest om patimaș a dezvăluit multe informații despre exponatele muzeului, printre care sunt încă din epoca paleolitică până în zilele noastre. Printre cele mai importante se numără monetele medievale de pe timpul domniei lui Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, obiecte de cult în secolul 7-8, ce atestă că rădăcinile creștine sunt mult mai vechi pe aceste meleaguri, după cum se crede. Icoane foarte rar întâlnite, ouă încondeiate cu motive geometrice, fitomorfe și zoomorfe. În prezent, muzeul e numără de acum peste 1000 de exponate și credem că și sperăm că în viitor muzeul se va lărgi și mult mai tare. Încă avem în rezervă partierul care vrem să-l lărgim, trebuie să-l reparăm, unde să expunem restul exponate care nu sunt în expoziție acum în prezent. Muzeul are un viitor, fiindcă în prezent am o pleiadă de elevi din școală, chiar de acum absolvenți a Facultății de Istorie de la Cernăuți, care continuă acest lucru. În fiecare an își dau interes foarte mare de colectarea și adunarea noilor obiecte pentru muzeu și sperăm că în viitor de muzeu avea cine să preocupa. Referindu-se la semnificația ornamentelor pe ouăle încondeiate, care sunt un simbol al dragostei, prosperității, belșugului și continuității, psihologul Svetlana Krasovska, printr-o veche legendă, a concluzionat că atât timp cât se vor încondeia ouăle de Paști, cât ne vom păstra tradițiile și datinile, răul nu se va sălășlui pe pământ și în inimile noastre.